Hăți, măți, țăță de măță, țăță de măță și de căpriță. Alălă, nu spune noi ăsta aici. Tocmai am terminat de descărcat aici. Da, să ne dezbrăcăm, că nu ne mai trebuie, nu ne mai trebuie vesta. Lăsăm acolo, dăm șapca jos, îi deschem o leacă, mamă, că am murit de frig. Bă, băiatule, bă, poate un vânt? Poate un vânt din numai. Bun, hai să întoarcem și noi aici. Dau, întoarcem aici așa. Și să mergem să dăm unii foi acolo. Mergem să dăm, că să dau foaia asta la portier acolo. Când ieșim acum. Și cu bola care ne-o sta în piroata asta. Au, ia, și stricat ăștia, au stricat drumul ăsta de aici. Asta e vineri. Azi e vineri, vreau să vă încarc, cred că mâine e vlogul ăsta. Dar îl fac acum. Aici suntem la Iveco, o parte din Iveco. Se numește Rivalta aici, din Torino. E o parte de Iveco. Ăștia par sunt și ăștia de Iveco. Au Biondina. Aparține de Iveco. Aici fac fel de aici, partea asta fac motoare, am văzut că au motoare pe aici, carcasă de alea chiloasă de motor, mai multe prostii. E vecă. Aici are niște cutii. Vom pe partea asta, e mare aici. Ia uite mașini, ia uitați. Aici vin Fiat, Peugeot și Opel am văzut aici. Și Peugeot-ul vine aici și nu știu ce le pune. Le pune, cred că ceva. Acolo au galerii, îți duc pe dedesubt. Îți duc în partea aialaltă. Peste stradă, în partea aialaltă, peste stradă. Traversează pe sub stradă, la principală. Și se duc în alt stand, în partea aialaltă. Mai au și acolo... Mai au și acolo... Cum se numește, să zic... magazii, depozite și tot restul. Ai mari, mă, ai mare aici, imens. Ia uitați cât stau la cântărit. E bun că eu nu am de cântărit, dacă aveam de cântărit, avem de stat aici o săptămână. Avem de stat aici o săptămână dacă stăteam la cântat. Dar e bun că eu nu am de cântărit, așa că eu o strec primul. Ăștia stau aici, că au de cântărit, au de... Care scot motoare de aici, care scot piese, care așa... Apoi trebuie să stai acolo, la cântar. Dar eu dacă aduc numai panouri de astea bancale, sunt mai multe prostii de astea, nu trebuie să stau. Când am venit, trebuie să vedeți acum aici. Când am venit, am stat vreo 40 de minute aici, în parcarea asta, ca să intru. Să intru aici, că aici trebuie să stai la rând, că altfel n-ai cum. Ia-ți, bă, de la drumul cu casă verde aici. Da drumul aici. Da. Ui. Ușita de coa. O schimbat-o, da. O băgat-o aici. O băgat-o aici, dar nu se vede, nu a pus verde, nu a pus nimic, dar și ăștia. Ia că nu se vede, Hăni, te scuzat. Nu, ce se fac? Pe caricat-o, scaricat? Scaricat-o pe dare. Ia să vedem ce zice asta. Hai să vedem ce zice asta acum.
Aici ar trebui să dau permisul, să le arăt permisul. Să... Ia să oprim o leacă motorul. A, a fost-o? Si, a fost. Tato, se pot. Grație! Ciao, grazie. Ciao, ciao! Am terminat și cu ăștia. Adică mie mi-a apărut aici un goastă de la remorcă. Așa, revenit, gata. Era roata. Mi s-a ridicat acum sus roata, a treia roată. La remorcă s-a ridicat sus. Și mi-a apărut o eroare aici. Bun, e tot ok. Hai. E ora 3. Facem o oră până în firmă, ajung și la 4. Spăl camionul. Îl să las remorca asta. Să iau altă remorcă pentru luni. Dar să punem și noi centura, că de aici intrăm pe strada principală și e periculos aici. Aici e periculos tare cu ăștia. Că sunt telecamere din astea și îi belea, poate să-ți vină amendă acasă, știi? Și cum ziceam acolo, când pe la podul ăla, când m-am arătat unde ziceau mașinile alea, traversează și se duc pe sub pod, pe sub strada asta pe aici, pe sub stradă și se duc aici, în partea asta aici, este un... Hai să iau eu camera. Eu camera și o să vă arăt eu acum, să vedeți. Aici e tot Fiat. Ia să vedeți, vă uitați aici, vedeți? Deci ei trec pe sub și se duc aici așa undeva, aici e Fiat. Aici e tot Fiat. După cum observați, aici e parcare cu ei. Și duci încolo la Valis, mai multe standuri de astea, campanale de astea, cum se numesc. Pe aici, sunt multe. Și se duci încolo. Mai sunt și încoace aici, în pădure, după pădurica asta, după boscheți ăștia. Asta că o să vedeți acuși. Unii mai este, mai este undeva aici, ia uitați, aici, vedeți? Aici așa. Trebuie să fiu atent și la trafic, mă uit în față eu, voi vedeți aici boscheți ăștia. Asta că vă arăt eu acum, Iveco. Uitați aici. Aici e tot cu camioane, cu alea alea, vin aici și descarcă. Deci tot de la ei, tot aparțin și ăștia de Iveco. Înțelegeți? Tot de Iveco aparțin toți. Am aici o caravană. O caravană în față. Și da, ce să zic? Asta e zona de Torino. O periferie. O periferie de Torino. O să mergem frumos înainte, ușor. Mai avem un pic și o să facem undeva dreapta și după aia o să intru undeva pe... Cum se numește? Mamă, dar ce păr am în cap, ce furit. O să intru pe autostradă. Și o să-i ducem frumos, așa, ușor, încolo, la vale, la firmă. Bine, mă, băieți, cucuieți, cam atât, că de aici intră trafic și nu vreau să mai fac, să stau cu telefonul și să-l pun acolo, acum trebuie să mă întind și nu am chef. Cam atât a fost, bag un mare like acolo, follow, share, subscribe la toate canalele mele de socializare. Și ne vedem pe live, când o să fac și eu live luni de acum. Când o să mai băgăm un live, ia uitați, de aici începe traficul, intră beleaua, pe cap și e mai bine să închid, să nu stau cu telefonul. Da, așa că până data viitoare, Mr. Faderinio cu părul nas niberberit, vă salută și vă respecte. Pa, pa, pa!